Întreabă presa când și unde votez. Eu am viza de reședință, de domiciliu la mine în sat, dar am fost și am declarat în ultima zi posibilă la pretura sectorului centru, pentru că mi-era îndemână acolo. Am declarat că sunt în Chișinău și că vreau să votez la București 59, adresa partidului cu care candidez. Ei au reținut adresa București 50, văd. Am recepis asta, numărul 27605 și m-au scris pe adresa București 50. Încerc să aflu unde o să votez eu la București 50, municipiul Chișinău, sectorul centru, și găsesc aici secții de votare după număr, adresa secției de votare. Și aici îmi descarcă liste de alegători, liste întregi, ca să înțelegi, cu nume și cu anul nașterii, cu mii de oameni. Pot să-i văd pe toți alegătorii din Moldova, vii și morți, pot să-i văd în lista asta. Și eu credeam că introduc un IDNP, un nume, ceva, și imediat îmi arată unde votez. Nu, aici trebuie să descarci lista, format PDF și să cauți. Am căutat altă listă, tot pe Google am folosit, să aflu adresa București 50, de care sector, de care secție ține. Am deschis aici, mi-au deschis niște liste cu numere de secție de votare cu două cifre, 23, 61. Adresa aceea pe care o caut eu era undeva în 29, secția 29. Dar dincoace listele de circumscripție sunt cu 3 cifre. Și atunci am mai căutat odată. Am deschis alt PDF, ăsta deja, cu alte numere de secție de votare. Gata, deja nu se mai poate descărca conținutul. Băi, frate. Ba da. M-am dus iar la centru, am căutat adresa mea. Și am găsit că, iată, în sfârșit, București, până la numărul 50, îs la secția 120. Sau 1 bar 120. La Liceul Teoretic Minerva. Vezi undeva aici Liceul Teoretic Minerva? Pe aproape, pe acolo, Centrul de Cultură și Istorie Militară. Sau mai este și Centrul Medical Teritorial. Am descărcat și 119 și 120, dar atenție, centrul ăsta scrie 119, dar când vrei să descarci, îți arată 118. Aici scrie 120 la Centrul de Cultură Militară, dar aici când vrei să descarci, îți arată 119. La 121, la Casa Universității, e 120. După cum vedeți, am descărcat și 119 și 120. Hai să descarc acum și de la 119 să vedem de 118 MD, da? Hai să-l deschid și pe asta. Și caut aici în listă numele meu. Văd că e ordine alfabetic, teoretic trebuie să fie ușor de găsit. Trebuie să fiu BR. Brad, Boțan, Brașoveanu, Breahnă, Brânzan, Brânză, Brodskaya, Brumberg și atât. 120. A babii. E foarte ciudat că aici în ordine alfabetică mai apare și câte una din asta, cu ș. Deci e clar că listele sunt făcute cam de mântuială. Dar căutăm la B, R, Breaben, iară, Lilia, Breaben și atât. Breganema. Și deschidem 100, care avem noi acum aici? 120, deschidem 119, oricare, că ele amândouă sunt copii. Descărcat de două ori, nu venea crede că eu apăs pe 120, deschide 119. Deci dați seama ce abramburială e acolo. Și aici din nou. Și la A. În secții diferite, aceeași problemă apar și la A. Căutăm la BR. Braguța, Briceag și Breganema. M-am uitat la final, zic, poate pe ăștia noi care ne-am declarat suntem la final. Nu, nici aici la final, nici aici la final, nicăieri nu sunt Z și atât.
Voters list. Deci, eu nu știu unde o să votez, dacă mă întreabă presa. Să mă duc mâine pe la amiază. Sau poate dimineață, ca să am toată ziua la dispoziție să fac scandal eventual și proteste. Să încerc să aflu unde o să votez. Liceul Minerva, am zis, nici nu apare pe lista de secții de votare. O să mă duc la centrul militar, o să trec și pe la liceul Minerva, dar acolo se pare că nu e secție de votare. M-am uitat până jos, nu există liceul Minerva, în schimb Vasile Lupu e de 2 ori. Dar n-am să mă apuc să descarc toate PDF-urile astea. E clar, e făcut așa ca ei să poată șterge urmele și nimeni să nu-i poată controla, din câte îmi dau eu seama. Și acum, iată, am 3 liste de votare cu o grămadă de nume și nicăieri nu apare numele meu, circumscripția Chișinău. A, și uite, aici este pentru alegerile de acum, dar adresele secțiilor de votare nu scrie de când. S-am încercat sus să văd pentru care alegeri. Nu scrie. Nicăieri nu scrie. Și eu cum stau să ghicesc? Eu cum să caut adresa mea? Nu-i, de ce nu-i posibil pe site-ul CEC-ului să afli și la care secție de votare ești arondat? După adresă sau după IDNP cumva. În atenție CEC-ului. Treaba nu-i bună deloc. Harta, uite, avem harta secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare de acum. Hai să vedem, poate măcar așa. Oho, cine de Himalaya? Băi, frate. Laptopul meu care editează video rezoluție HD nu poate lucra cu harta lor. Deci e clar că e prea mare harta și un format anormal. Cum să te orientezi aici? N-ai niciun reper decât după munți, da? Ca strămoșii se uitau după fumuri de pe dealuri ca să se orienteze. Asta e harta secțiilor de votare. Vai de steaua mea. Băi, băiatule. Și ce fac acum? George Meniuc. Matevici. 120 am zis când trebuie. Tighina 47. La Centrul de Cultură vezi lista electorală. La secție 120. Și aici tot așa e greșit. Scrie secția 120. Dacă vrei să descarci, îți arată 119. În partea de jos, dacă vedeți bara de stare. Și a câta oară descarc 119? De-am a doua, a treia oară l-am. Și alături de 120 este 119. Aici, dacă vrei să descarci, îți dă 118. La medici. Transfocare la. Ce cu transfocare? Ce o să ne arăte? Harta sau ce? Primitiv e făcut, vai de steaua mea, parcă e făcut din ciocan, din topor. Curlețul e făcut.